Mitropolitul Ardealului a poposit astăzi și în localitatea Viștea de Sus din județul Brașov, unde a participat la festivalul de cântări religioase Buna Vestire. Îmbrăcați în costume populare, membrii celor 15 coruri bisericești din județele Sibiu, Brașov și Covasna au defilat prin centrul localității, iar mai apoi, rând pe rând, au interpretat cântări religioase. A venit cu multă bucurie la cea de-a 11-a manifestare spirituală, culturală și cultuală, adică de cult, aici, în Viștea de Sus. Și mi-amintesc de momentul primei manifestări. Și iată că acum s-au împlinit deja 10 ani de atunci și am ajuns la 11-a manifestare. Dar de fiecare dată, dacă n-am fost prezent, eu în persoană am trimis pe episcopul vicar. Și am vrut ca acest festival, cum scrie acolo, festival de cântări religioase, Buna Vestire, să fie sub patronajul bisericii, pentru că sărbătoarea Bunei Vestiri este începutul bucuriei mântuirii. Festivalul dedicat corurilor parohiale a fost inițiat în anul 2006 la inițiativa părintelui paroh și în colaborare cu primăria ca o încununare a hramului bisericii din Viștea de Sus. Este un moment important și o sărbătoare a Comunei Viștea și a Bisericii din Viștea de Sus. Acest festival este închinat Bisericii din Viștea de Sus, deoarece ea are hramul Buna Vestire și Biserica împreună cu Primăria Comunei Viștea a organizat acest eveniment. Suntem la 11-a ediție și ne bucurăm de o prezență deosebită a corurilor din țara Făgărașul și nu numai. În acest an, festivalul de cântări religioase i-a avut ca invitat special pe solistul Ionuț Langa și grupul vocal Anatolii, care au interpretat pricesne și cântări bisericești.